fraților. Nici nu știu cu ce să încep, adică prima dată mi s-a părut așa super, super easy. Aia, mă duc, mă plin cu tractorul, puțin fac un tractor vlog și aia e. Dar în momentul ăsta mă gândesc că noi am ajuns la suma de 7000, nu știu, și vreo 500 de abonați. O sumă extraordinar de mare și sincer vă mulțumesc tuturor pentru, nu știu, în primul rând pentru subscribe, pentru că voi ați dat subscribe. În al doilea rând, nu știu, sper că filmează bine camera asta. În al doilea rând, vreau să le mai mulțumesc încă o dată tuturor celor care au dat share postărilor mele, cum ar fi, bineînțeles, fratele meu Colo, Intrepid, Bandit, Tazmi, nu știu dacă omit pe cineva, dar Gami, deci chiar nu știu dacă omit pe cineva și, na, vă mulțumesc enorm. Oricum, ăsta este unul din tractoarele pe care le dețin, să spunem așa. E un tractor românesc, un Universal 650 sau ceva de genul ăsta, produs la Brașov acum mult, mult timp. Și nu știu dacă vreți să-i auziți motorul, să vă fie dor de el. Astea sunt goarnele. Bam. Stai să se oprească. Oprim și ăsta. Auziți cum se aude? Este incredibil sunetul ăsta de motor. Deci motorul ăsta mi se pare că sună așa super românesc, frate. Un gros. Ia uite când se oprește. Tot. Bun, deci ăsta este unul din tractoarele deținute. Mai este și un altul. Și na, eu vă mulțumesc că am ajuns la 7000 și ceva de abonați. 7000 și câteva sute bune. După cum v-am promis, voi face tractor vlog. Bun, și dacă l-am văzut cum e la, nu știu, la interior și cum se aude, bineînțeles eu sunt murdar pe mâini, asta sper că nu contează. Haideți să-l vedem și pe exterior. Ce ziceți de asta? Bun, și dacă tot am văzut cum merge, cum se aude și, nu știu, cum arată tractorul ăsta, eu zic că ar fi cazul să trecem la ceva mai serios, nu? Sunteți gata? 3, 2, 1 și... Băi, fraților, am revenit. Ăsta este tractorul ăla mai mare, așa cum îmi place mie să-i zic. Am încercat mai devreme să fac un live din tractor. Din câte am înțeles, a prins, a fost super tare, oamenii au apreciat. Acolo e șapca mea. Și în spate sunt două remorși cu grâu pe care trebuie să le duc acasă. Nu știu, din câte am văzut, oamenii chiar au apreciat, frate. Adică în, nu știu, 20 de minute, ceva de genul ăsta cât a ținut primul live de pe tractor, s-au strâns undeva la 1000 de like-uri, ish, ceva de genul ăsta. Și mi s-a părut super, super tare. Adică, cu toate că internetul în zona asta, cel puțin pe Vodafone, e puțin cam slab, dar din câte am înțeles, oamenii au văzut, totul a fost ok. Și acum, nu știu, mă bucur că v-a plăcut. Trecând la vlogul nostru, acesta este un Fiat combinat cu un New Holland, oarecum. Este un tractor hibrid între New Holland și Fiat. El se numește Fiat Agri. Ce pot să zic despre el? Îmi place foarte mult, care zici ca la bicicletă. 4 viteze aici, 4 viteze aici. Față, aici, când o dai în spate, mergi în spate. Poți să mergi cu aceeași viteză, frate, în spate. Deci credeți-mă că e o senzație super, super tare. Și vitezele astea de aici sunt 1, 2, 3, 4. E gen ca la pinioane și la foi la bicicletă. Nu știu dacă, cel mai probabil toți avem bicicletă sau toți am folosit o bicicletă în viața noastră. E fix aceeași chestie. E fix ca la bicicletă, ai foi și pinioane. De obicei la ăsta
se lasă pinioanele pe un singur pinion și se schimbă doar foile. E o chestie de, adică atunci când nu mergi încărcat, când mergi încărcat îți dai seama, trebuie să le iei pe fiecare la rând. Gen, acum merg cu a patra, da, patra la pinioane și a treia la foi. Dacă accelerez, pot maxim să-i dau 4 cu 4, doar că am vreo 12 tone ish de greu în spate cu două remorci care nu sunt chiar așa de bine închegate și prefer să nu merg cu viteză, mergem elegant, ușor. Când vom avea puțin timp, voi coborâ să vă arăt și tractorul, da? După ce ne întoarcem, că mergem să lăsăm astea, după ne întoarcem, pentru că mai e o remorcă la câmp care trebuie luată. Și ce vreau să zic pe live? M-am apucat să zic pe live, dar nu știu cât de mult se înțelegea, semnalul era puțin cam prost. Vreau să vă zic în felul următor. Fraților, dacă voi sau dacă părinții voștri vă cer ajutorul, sau nu neapărat vă cer ajutorul, vă zic, bă, eu sunt cam încurcat cu treaba asta. Chiar aș, nu știu ce să fac sau, nu știu, dacă vă zic o chestie de genul ăsta, în momentul respectiv, nu zic, că și eu am zis de foarte multe ori pas și chestii de-astea, dar cel mai bine e să procedezi în felul următor. Te duci și-l ajuți pentru că e părintele tău, frate, deci crede-mă. Deci credeți-mă, eu în momentul ăsta mi-am luat 3 zile de concediu, doar pentru a veni, nu știu, pentru o zi, două maxim, dar mi-am luat 3 zile de concediu să fiu sigur că în astea 3 zile îl voi putea ajuta pe tata la ce are el, pentru că până la urmă mici sau mari, toți mâncăm din pământul ăsta, înțelegi? Noroc. Deci toți mâncăm din pământul ăsta. Că tu stai la București sau că zici că nu-ți dă nu știu câți bani să ții nu știu ce telefon sau nu știu ce. Bă, gândește că poate părintele tău, da? Poate vrea să facă altceva cu banii respectivi. Da, nu zic. Și eu am făcut foarte multe chestii nu nasoale, să zic așa. Nu știu cum să zic. Chestii care nu trebuiau făcute. Gen, nu știu, ba, îi ceream mai mulți bani decât aveam nevoie, dar ziceam eu să fiu în siguranță, nu știu ce, bă, am oprit aerul condiționat. Și apropo, ăsta are aer condiționat, adică tractorul ăsta are aer condiționat și e super, super bine. Adică, în momentul ăsta nu sunt transpirat deloc, nu e climă să zici că stau la 20 de grade, nu știu, stau la cea mai mică temperatură. Îl setez de aici, pe frig, și de aici puterea ventilatorului. Are 3 trepte, stai pe o treaptă, n-ai nicio treabă. Și da, revenind la ideea că tot timpul ar trebui să-ți ajuți părinții, pentru că ei te-au ajutat până acum și ei te vor ajuta de acum încolo. Gândește că nimeni nu te va ajuta, cum a zis și Colo. Doar părinții îți sunt aproape, da? Nu contează că e orb, că e știrp, că e prost sau cum îl consideri tu. Nu, frate, e părintele tău și ar trebui să îl respecti pentru că te-a crescut cel mai probabil frumos până la o anumită vârstă. Dar acum hai să trecem peste. Am vrut să zic doar o mică paranteză, dar cred că m-am lungit puțin cam mult. Pentru că și eu în momentul în care mi-a zis tata, bă, eu cred că o să recoltez la noi zilele astea. Și am stat eu și m-am gândit, bă, ar trebui să fiu și eu acasă, pentru că, uite, bunicul meu nu prea mai poate și toate chestiile astea ar trebui să le facă el. El fiind mai în vârstă, nu se mai descurcă, vă dați, îți dai seama ca eu la 23 de ani să bam sar de pe una pe alta, pe nu știu ce.
E, și în momentul ăla prefer să-l ajut pe tata cât de mult pot. Și am zis, bă frate, hai să-mi iau 3 zile de concediu, bam, vin acasă și și-l ajut. Zis și făcut, exact asta s-a întâmplat și chiar mă bucur pentru că l-am putut ajuta. Și trecând peste toată chestia asta cu tractor Bloco, a pornit la, ca să vă explic de unde a pornit. A pornit când plecam de la Comic Con, ceva de genul ăsta, eram cu Gami și nu știu, el filma un outro pentru clip și am zis, el zicea ceva de genul că nu știu ce fac la X subscriber și zic, da mă, la 6000 de subscriber facem tractor vlog. Sau nu, n-am zis, am zis după la 6000, atunci cu Gami am zis că voi face tractor vlog. Da, exact așa a fost. I-am zis, bă frate, știi ce n-a făcut nimeni în cel puțin în România? Sau posibil să fie făcut, nu știu. Oricum, felicitări celui care s-a gândit înaintea mea. Nu mă interesează, e o chestie pur, deci am venit pur și simplu așa, totally random și nu m-am gândit absolut nimic la asta. Am zis, bă frate, aș vrea să fac tractor vlog. E, asta am făcut. Bun, și ce vreau să mai zic? Vreau să mai zic faptul că vă mulțumesc foarte, foarte mult. Stai să intru și pe Social Blade, chiar sunt curios. Wow! Incredibil! Deci, în momentul ăsta în care filmez eu tractor vlog-ul, bine, care trebuia postat la 6000, dar am sărit, nu știu, aproximativ 3000 de subscriberi așa dintr-un foc. În momentul ăsta avem 8205 subscriberi și vreau să vă mulțumesc enorm de mult pentru fiecare subscribe și fiecare like și fiecare share, frate. Deci credeți-mă că voi habar nu aveți. În momentul în care eu m-am apucat de toată chestia asta, credeam că nimeni, dar nimeni, nu se va uita la mine. Și eu tot timpul ziceam că mi-au să pun și eu pe net, să pun doar faze amuzante, nu știu ce. Fraților, dar am observat că lumea se uită, apreciază, mai dă și like, mai dă și un comentariu și zice, văd o evoluție, încep să editez din ce în ce mai bine, văd că pot să faci asta. Bă, voi nu aveți habar cât de mult contează asta pentru cineva care face ceva din plăcere. Pentru că chiar dacă tu o faci din plăcere și majoritatea îți zic, bă frate, tu nu o faci bine, nu mai fă asta niciodată. Bă, dar niciodată nu mai faci asta. Tu tot timpul vei fi trist și vei zice, bă, eu ce rost are să mai fac dacă lumea zice că nu mai și o lași moale și o lași moale până când o lași de tot. Bă, dar în momentul în care lumea vine la tine și zice, bă, super mișto, bă, vezi că sunt 1000 și ceva de like-uri, vezi că sunt view-uri mai multe decât numărul de subscriberi. Păi, cum frate să nu-ți placă să faci ceva? Și de asta vreau să vă mulțumesc enorm de mult pentru absolut tot și promit că voi depune nu pot spune toată energia mea pentru că mai și muncesc, dar voi depune foarte mult efort astfel încât în viitorul apropiat să fac diferite chestii destul de interesante, să trăiți destul de interesante, astfel încât să vă placă și vouă. Nu știu, probabil că pe lângă faptul că am mers la karting cu echipa, cu Golo Squad-ul și cu ajutorul celor de la PC Coolers, nu știu, o să fac ceva astfel încât să vă placă vouă, pentru că asta contează. Bineînțeles că și mie îmi place să fac diverse chestii, credeți-mă. După cum puteți observa, îmi place să mă filmez în spatele unui volan, la un tractor, cu două remorci, conducând lângă un lac. Ce vreți mai mult de atât? Chiar sunt curios. Ha? Ce vreți mai mult de atât? Dacă și mie chiar îmi place, credeți-mă. Ador să fac asta. Ior, haideți să vă prezint. Aici consola centrală care operează absolut tot ce e acolo în spate. Plasticul ăsta sare puțin de aici, dar asta e. Aici sunt două manete care operează la fel. Înălțimea diverselor utilaje pe care le agăți. Aici e bordul cu turometru.
temperatura apei, rezervorul, care mi se pare extraordinar de mare, undeva la 200 de litri. Deci e super, super mare și, na, nu știu, mi se pare super mare pentru un, pentru un utilaj. Asta e ambreiajul, aici e frâna, care ține incredibil de tare, ce aici accelerația. Bun, haideți să coborâm, să vedem și la, și la exterior. A, și trebuie să observați, ușa deschisă, ușa închisă. Ușa deschisă, ușa închisă. Bun, haideți să coborăm. Închidem, deci cam asta e tractorul din, din lateral. Ca să vă faceți o idee, eu am unul 75 și roțile astea din spate sunt cât mine, 1.75, 1.80, deci sunt super, super mari roțile. Aici e motorul cu tot felul de chestii, cu filtre, cu ulei. Ăsta este un, un radar folosit în momentul în care pregătești locul. Cam așa este tractorul din față. Nu știu, mie îmi place super mult. Adică ce poți să ceri unui tractor, unei chestii care te, de care te folosești să, nu știu, să cultivi ceva. Aici e pompa de motorină, ăsta e electromotorul, filtrele de motorină. Cam așa arată tractorul din, din partea opusă și aici în spate. Bine, e puțin murdar că na, a tot fost folosit, se poate observa. Da, mi se pare super multe chestii. Aici sunt tot felul de prize folosite la diverse utilaje. Aici priză electrică, să ai stopuri pe frână și așa mai departe. Asta mi se pare foarte interesantă. Ce poți face cu ea? Poți face asta. A, stai. Da, ce, nu merge? Ba da. Poți face asta cu niște butoane care le găsești în spate. Adică cât de tare poate să fie asta? Uite. Bam. Bam. Și așa poți să-ți ușurezi munca, deoarece eu poți să legi un utilaj singur, fără să mai fie nevoie de cineva să te ajute. Băi, și cam asta e tractorul la exterior, adică nu prea avem ce să discutăm despre el, e oricum e foarte cald, hai să ne urcăm. Tractorul la exterior, na, e un simplu tractor, adică n-ai ce să-i ceri mai mult de atât. Bine, ai ce să-i ceri, un tractor fabricație 2015, da? Trebuie să-ți vinzi ambirinic, inima. Adică într-un fel să te amanetezi. Adică dacă te amanetezi, sunt absolut sigur că vei putea să achiziționezi un tractor de genul ăla. Bun. Ca și specificații tehnice, tractorul ăsta are undeva la 100 de cai. Cel de mai devreme are 65 de cai. Bine, avea când ieșea de pe poarta fabricii, acum 100 de ani. Ăsta are aproximativ 100 de cai, 100 și puțin. Cutie cu 16 viteze. Aici are un buton, nu știu dacă îl vedeți voi. Bam. Bam. Butonul ăsta îți menține aceeași turație, dar îți mărește puțin puterea. Și în același timp, mărindu-ți puterea, îți micșorează viteza de înaintare. Dar mi se pare super, super șmecher în momentul în care ai o încărcătură mult mai mare decât am avut eu mai devreme în spate. Și poți să o folosești în momentul în care pleci de pe loc. În momentul în care pleci de pe loc sau trebuie să urci o pantă mică și simți că are nevoie de mai multă putere, bam, tragi de butonajul ăsta în jos și ai mai multă putere, dar îți limitează puțin viteza. Aici sunt tot fel de martori de bord care nu s-au aprins niciodată. Deci nu prea știu ce presupune un martor de ăsta de bord. Bine, vă dați seama, sunt martori de la... ia să văd dacă îmi dau seama, nu prea îmi dau seama. De la ulei, de la presiunea hidraulică, eu mai știu ce.
Și scaunul ăsta mi se pare super, super confortabil. Poate că voi pe live ați râs că eu săream tot timpul, dar scaunul ăsta, nu știu dacă observați, în momentul în care te lași, e super, super moale, frate. Deci credeți-mă că dacă aș avea un scaun de ăsta acasă, numai așa aș face. Numai așa. Credeți-mă. Băi, fraților, și în timpul live-ului am avut telefonul prins aici. Și ia uitați ce s-a întâmplat cu cablul meu de iPhone. Jale. S-a dus original, dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Cred că aici voi încheia, nu știu, vlogul de astăzi. Poate a fost plictisitor, poate v-a plăcut. Eu am muncit destul de mult, dar nu mă plâng deloc de asta. Ce vreau să vă zic, cum încheiam de obicei live stream-ul, cum încheiam de obicei vlogul. În primul rând, faceți mișcare. În al doilea rând, rămâneți în siguranță. În al treilea rând, ajutați-vă, frate, părinții, ori de câte ori au nevoie, cu orice, cu absolut orice. Rupeți din timpul vostru și ajutați-vă, nu neapărat părinții, poate că, Doamne ferește, nu aveți părinți, dar ajutați-i pe cei dragi vouă, pe cei care v-au crescut, bunicii, nu știu, mă refer aici la ajutați-vă persoana dragă vouă. Dacă voi vă ajutați, vă asigur că și ea vă va ajuta pe, la rândul ei, pe voi. După cum v-am spus, rămâneți în siguranță, faceți mișcare câtă puteți, unde puteți, cu cine puteți. Și cu voi a fost Google. Asta e o altă, nu știu, o altă față a lui Google, adică pe lângă bicicletă, mașină, mai merge și cu de-astea când mai ajunge pe la țară. V-am pupat, v-am lăsat, să fiți fericiți, iubiți. Vă mulțumesc încă o dată pentru, nu știu, pentru cei 8200 și, nu știu, 8000 și ceva de oameni care s-au abonat canalului meu. Vă asigur că nu vă voi dezamăgi. V-am pupat. Pa!